bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna iunie. Este o ședință cu mai puține puncte pe ordinea de zi, pentru că în cursul lunii iunie am mai avut și ședințe extraordinare, două ședințe extraordinare și principalele puncte le-am aprobat atunci. Rog pe domnul președinte să prezinte ordinea de zi. Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 341 din 24/6/2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce va avea loc în ziua de joi, 30/6/2022, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 14:30 ședința pe comisii și începând cu ora 15 ședința în plen în sala de ședință a primăriei orașului Dărmănești, având pe proiectul ordinii de zi următoarele puncte. Primul punct, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din 30/6/2022. Al doilea punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30/5/2022. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 20/6/2022. Proiectul 4, proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense din bugetul local al orașului Dărmănești în cuantum de câte 1000 de lei sportivilor Boacă, Teodor și Bala Georgiana pentru rezultatele remarcabile obținute în cadrul Campionatului Mondial de Arte Marțiale, categoria copii și juniori, inițiator al proiectului domnul primar al orașului Dărmănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al orașului Dărmănești. Și al șaselea punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator al proiectului primarului orașului Dărmănești, punctul 7, diverse. A avut loc ședința pe comisii înainte de ședința în plen. Toate avizele au fost favorabile la toate punctele ordinii de zi și acum supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate a fost aprobat proiectul ordinii de zi. Trecem la punctul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data 30/5/2022. L-am avut procesul verbal la mapă. Dacă sunt probleme la procesul verbal, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost votat. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20/6/2022. Dacă sunt întrebări sau probleme la procesul verbal, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Colegii dumneavoastră, deci în unanimitate. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense din bugetul local al orașului Dărmănești în cuantum de 1000 de lei sportivilor Boatcă Teodor și Balaș Georgiana pentru rezultatele remarcabile obținute în cadrul Campionatului Mondial de arte marțiale, categoria copii și juniori. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Cele două comisii, Comisia Juridică și Buget Finanțe, au avizat favorabil. Câteva precizări am să fac și aici. Spuneam că noi, atât executivul cât și legislativul primăriei, susținem performanța copiilor noștri și dacă în ședința de luna trecută sau în ședința extraordinară din luna iunie am aprobat o sumă pentru a premia șefii de promoție, iată că astăzi vă propun să premiem doi sportivi care au participat la Campionatul Mondial de Copii și Juniori pe cluburi la Padova în Italia la karate și cei doi sportivi din orașul Dărmănești s-au întors cu victorii, cu medalii. Și avem o adresă Asociației Sportive Valea Muntelui Comănești, semnată de președinte Preda Dorel, în calitate de președinte al Asociației Sportive, care ne aduce la cunoștință următoarele.
În perioada 23-24 aprilie 2022 a avut loc campionatul mondial de copii și juniori pe cluburi la Padova, Italia, unde evoluțiile sportivilor au fost remarcabile, întorcându-se cu 9 medalii. Sportivii din orașul Dărmănești au ocupat următoarele locuri. Locul 2, medalie de argint, Boatcă Teodor, la categoria 90 ani, probă de luptă regizată, și tot locul 2, medalie de argint, Balaș Georgiana, categoria 13-15 ani, probă tehnică pe echipe sincron. Prin urmare, vă rugăm, în măsura în care puteți, analizând cele prezentate și anexând copii Xerox după rezultatele obținute, să dispuneți acordarea unor premii sportivilor menționați. Proiectul de hotărâre, la articolul 1, propune acordarea din bugetul local al orașului Dărmănești a unei recompense în cuantum de câte 1000 de lei pentru fiecare sportiv în parte, atât pentru Boatcă Teodor, cât și pentru Balaș Georgiana, pentru rezultatele remarcabile obținute în cadrul campionatului mondial de arte marțiale categoria copii și juniori. Este o formă de respect, de recunoaștere, de admirație din partea noastră pentru orice sportiv, orice, eu știu, performer al localității noastre, indiferent de domeniu, indiferent de vârstă. În felul ăsta, recompensând cumva calitățile, performanțele și alte valențe obținute de unii dintre noi. Dacă sunt întrebări, dacă sunt ceva... Și stimulați. Și stimulați, sigur. Activitate sportivă, pentru că în urma recompensării băiatului drept cu premiul la badminton s-au înscris de 3 ori mai mulți copii la sport. Da, da, cu ceva timp în urmă am recompensat unul din copiii care a luat un premiu la badminton și iată că rezultatele sunt foarte ok, pentru că mai mulți tineri s-au înscris. Dacă nu sunt întrebări, dacă nu sunt alte probleme, domnul președinte, vă rog, supuneți la vot. Proiectul de hotărâre, cine este pentru, împotrivă, abține, în unanimitate s-a votat. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al orașului Dărmănești. Înainte pe comisii s-au votat, s-a dat avizele favorabile atât Comisia Juridică, cât și Urbanism și Buget Finanțe. Domnul primar? Sigur că este de remarcat faptul că pe raza orașului Dărmănești numărul spațiilor de joacă a crescut. Chiar la acest moment lucrăm la un nou parc, la un nou spațiu de joacă în zona rafinăriei, în zona adiacentă restaurantului Ane, și era absolut necesar să supun spre aprobare un regulament privind organizarea și funcționarea spațiilor de joacă. Scopul regulamentului este de a asigura exploatarea în condiții de siguranță acestor spații de joacă, pentru că dincolo de faptul că tot mobilierul care ține de dotarea acestor spații de joacă, acest mobilier este achiziționat de la firme acreditate, noi trebuie să avem și un regulament care să reglementeze cine are acces acolo, dacă acești copii trebuie supravegheați, ce limită de vârstă, cine urmărește din partea primăriei eu știu, starea tehnică a acestor locuri de joacă și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care noi le-am prevăzut în acest moment și sigur că atunci când este cazul trebuie să aplicăm și sancțiuni. Cine răspunde de aplicarea acestor sancțiuni în cazul în care sunt vandalizate respectivele locuri de joacă? Spuneam, regulamentul vine cumva să facă ordine vis-a-vis de aceste locuri de joacă și dacă pe parcursul anului vom dota aceste locuri de joacă și cu alte elemente care nu sunt prinse în regulament, vom veni și vom reactualiza aceste norme pe care noi le-am prins. Vorbeam pe comisii de un skatepark
nu este la momentul ăsta reglementat în regulament. Ne-am dorit ca până la sfârșitul anului să avem și un skatepark pe raza orașului, sigur la solicitarea copiilor. Și la momentul respectiv, dacă va fi cazul, vom veni cu completări. Cam atât aș preciza la acest moment. Dacă sunt întrebări, dacă sunt... Dacă nu sunt întrebări, trecem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului? Împotrivă? Abține? În unanimitate s-a votat punctul 5, proiectul de hotărâre. Trecem la punctul 6, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni în persoana domnului Manea Ilie. La fel și aici, avem o regulă stabilită încă de la preluarea mandatelor în 2020. Fiecare consilier are, eu știu, alocat 3 luni de zile pentru a fi președinte de ședință. Am stabilit de comun acord ordine alfabetică. Astăzi își încheie mandatul domnului Teberețin. Îi mulțumesc pentru colaborare. Urmează în ordine alfabetică domnul Manea Ilie. Respectăm regula, mergem mai departe și, sigur, ne dorim să fiecare atunci când suntem să facem ca lucrurile să meargă mai bine decât ne dorim noi. Mult mai bine decât ne dorim. Mulțumesc. Dacă nu sunt probleme, supunem la vot. Dacă nu sunt probleme, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține. Domnul Mare. Da. Trecem diverse, la punctul 7, diverse, și nu vreau să se înscrie la cuvânt, dacă sunt probleme, domnul Balaș, domnul Milian. Am să fac, înainte de a se înscrie colegii la cuvânt, câteva precizări. În primul rând, noi avem o problemă cu conectarea la canalizare și am văzut că s-au lansat niște propuneri de finanțare prin PNRR pentru prima racordare la apă și la canal. Nu toată lumea poate beneficia de această facilitate, dar cei care sunt interesați, care au venituri mai mici, sunt rugați să facă o solicitare scrisă către primărie. Noi vom centraliza toate aceste solicitări. Avem o bază de date și noi vis-a-vis de potențialii beneficiari, dar spuneam, prin PNRR se finanțează un anumit număr de conectări la nivel național și n-aș dori ca, nu sunt bani nelimitați, n-aș dori ca noi să nu putem să ne, eu știu, înscriem această finanțare. Ca atare, toți cei care au venituri mici sau care n-au venituri deloc și doresc să se conecteze gratuit atât la apă cât și la canalizare, să facă o solicitare către primărie. Le centralizăm, noi depunem cererea de finanțare în parteneriat cu operatorul regional, dar ne-am dorit să fim în prima etapă, pentru că banii sunt limitați. Aș vrea să mai fac câteva precizări legate de anumite plângeri pe care le-am mai avut, mă adresez și pe această cale deținătorilor de animale, în special din zona Sălătruc, să supravegheze animalele care sunt pe pășune, pentru că deja am luat încă o dată, pot să spun, măsuri și măsurile constă în sancțiuni. Celor care dețin oi, deja am un set de plângeri pentru că au intrat cu pășunatul pe unele parcele aparținând oamenilor, neavând niciun fel de contract de pășunat cu cetățenii și la fel avem probleme și acolo și ultima cerere a venit acum vreo jumătate de oră la primărie, ultima plângere. Celor care intervin pe domeniul public, fie pentru racord la canalizare, la apă sau alte tipuri de lucrări, înainte de a interveni, de a se apuca să sape șanțuri sau ce mai doresc dumnealor, să vină la primărie și să solicite acel acord de intervenție pe domeniul public, pentru că sunt niște reguli și primesc amendă dacă nu au acest acord,
ne trezim cu tot felul de șanțuri și intervenții, fie în asfalt, fie în trotuar, fie în domeniul public sau privat, în spațiu verde, fără să aibă vizele, și atunci suntem obligați să intervenim și intervenția se face prin amendă, pentru că aceste lucrări care au fost făcute în Dărmănești sunt cu fonduri europene, naționale sau locale și au niște garanții lucrările. Orice intervenție fără avizul nostru înseamnă pierderea garanției și din partea constructorului și creează dificultăți. Și atunci rugămintea mea și recomandarea, veniți înainte de a face orice fel de săpătură pe domeniul public al primăriei sau domeniul privat, solicitați un aviz de intervenție la noi. În acel aviz sunt precizate și obligațiile pe care le aveți, cine trebuie să refacă lucrarea și așa mai departe. Legat de proiectele pe care le derulăm, avem un proiect care este în, să zic așa, în fază aproape finală de asfaltare a 7 străzi. Până luni, 4 iulie, se depun acele oferte din partea constructorilor. Vorbesc de strada Stejarului, strada Chimiei, strada Nemiriei, Arțarilor. Mai avem, cred că, pe, nu mai știu, încă două străzi. Toți cei care sunt pe aceste străzi rugați să-și facă lucrările de canalizare până începe asfaltul. Pentru că odată început lucrările de modernizare acestor străzi cu rigole betonate, asfalt și așa mai departe, costurile sunt enorme, cu de 7-80 ori mai mari. Deci rugăminte, cei care locuiți pe Stejarului și nu aveți canalizare pe Chimiei, pe Nemirei, pe Arțarilor, în regim de maximă urgență să faceți aceste lucrări de racordare la apă sau la canalizare. Mulțumesc deocamdată, aștept întrebările colegilor. Domnul Balaș. Da, eu am venit cu rugăminte. În ședința de Consiliu de luna trecută am avut doi colegi care au venit cu rugăminte plombarea drumurilor alea de la Lignum până la Rechidă. O parte au fost plombate, o parte le vom plomba săptămâna viitoare. Am așteptat să avem o discuție cu cei care vor face raliu în coastă, să vedem ce ne mai recomandă. În mare, ne-am pus de comun acord, au avut, cred că săptămâna asta au făcut o vizită la primărie, mai sunt câteva locuri în care ei ne-au cerut să plombăm, de aia ne-am oprit. Și săptămâna viitoare, dacă nu plouă, vom face toate aceste reparații. Da. De aia ne-am oprit, că ei au solicitat altceva. Sunt persoane care investează la apă și pe care... Deci, cu siguranță, tot ce ține de plombele astea sunt rezolvate. O a doua problemă, cu câinii ăștia comunitari, zona Rechită, săptămâna trecută, doi băieți au fost mușcați, amândoi, n-au venit cu plângeri, n-au venit cu astea, dar vă spun că trebuie făcut ceva. Da, să știți că noi facem periodic, adică aproape săptămânal, acțiuni de capturare pe care acești câini îi ducem la doctorul veterinar, îi deparazitează. Din păcate nu avem o soluție de a-i ține într-un adăpost. Da. Vedem și notează un obicei acolo, să vedem, îi prindem, îi castrăm, îi deparazităm. Dar ne oprim cam acolo, pentru că nu avem un adăpost autorizat și nici din discuțiile pe care le-am avut cu adăposturile de pe raza județului Bacău, n-am găsit până la acest moment pe cineva care să ne spună, da, domnule, aduceți-i la noi, vă costă atât. La momentul ăsta... Cred că sunt unul, doi periculoși, la asta mă refer. Îi castrăm și deparazităm. Deci, vă promit o săptămâna viitoare, mâine nu cred, dar săptămâna viitoare vom avea acțiuni de capturare și în zona Sălătău. Și sigur, pe unde mai avem. Am mers și prin rafinărie și prin... Și o ultimă problemă, la serviciul urbanism, e un proiect. Da. Pentru cum? Am avut, deci s-a discutat acum 2-3 săptămâni, am avut o vizită la sala asta pentru a face niște modificări la PUC. Ne-am consultat cu arhitectul șef care întocmește PUC. Orice fel de modificare a PUC-ului în această fază este în defavoarea noastră, pentru că noi am luat avizele, am luat avizul de mediu, a fost dezbaterile pe mediu. Și înseamnă să ne întoarcem de la zero. Și acele reglementări pe care noi încercam să le punem prin hotărârea de Consiliu sunt prinse în PUC. Atenție, sunt prinse în PUC. Ei ne-au dat toate detaliile, anumite propuneri erau, pe care noi le făcusem la discuția, erau ilegale.
și ne-a spus limitarea la 400 de metri, la un pot, la un cut, un coeficient de utilizare a terenului la nu știu cât la sută, ne-a spus, doamne, ilegal ce vreți voi, pentru că, uitați, legea spune altceva. În schimb, deci, cu siguranță, promovarea unui proiect de hotărâre de acel gen ar însemna să ne întoarcem la zero cu PUG-ul, adică să pierdem tot ce am făcut noi până acum, avizări, studiu arheologic, studiu istoric, studiu de mediu, impactul de mediu. Deci, practic, anulam tot ce am făcut noi. Și un alt aspect pe care mi l-a precizat cei de la care întocmesc PUG-ul, deci arhitectul Lefter, cu care noi avem contract pentru PUG, este în dezbatere publică o lege care va reglementa codul urbanistic. Această lege a trebuit să intre în 2023 în vigoare. La momentul ăsta se fac toate demersurile pentru a face codul urbanistic mult mai flexibil, mult mai legile care gestionează urbanismul mult mai flexibile, mai ușoare, mai. După ce vom avea PUG-ul avizat, va apare această lege care poate fi, sau după această lege poate fi corectat PUG-ul nostru. Deci orice fel de modificare, dacă noi considerăm că trebuie să o facem, o facem după ce obținem avizul de la Consiliul Județean pe PUG. Repet, modificările pe care le-am face acum, fără a ajunge la final, ne-ar întoarce cu 2-3 ani în urmă și ar însemna că banii pe care am cheltuit până la acest moment să fie aruncați în bani. De-aia nu am pus pe ordinea de zi, pentru că era pe ordinea de zi acest proiect. Ne-am consultat înainte, arhitectul Lefter ne-a spus sub nicio formă să nu mergem mai departe, pentru că tot ce s-a făcut aruncăm la noi și atunci așteptăm. Ne-a confirmat încă o dată că în regulamentul general sunt precizate toate reglementările pe care le solicitam noi și ne-a mai spus că anumite lucruri pe care le ceream în acel proiect de hotărâre nu sunt legale. Oricine putea contesta proiectul de hotărâre la prefectură și trebuia să o corectăm, că ceream niște lucruri care nu prea erau în regulă. Deci de asta ne-am pus pe ordinea de zi. Mulțumesc. Domnul Milia, m-au contactat o doamnă în vârstă, are o casă pe strada Panselelor, numărul 5, adică pe ulicioara asta aici, mai de la piață, în care este în strada spre gara. Și cer, are un muc și un brad, care atârnă pe casă, foarte periculos. Nu se înțelege cu vecinul, că să fie pe aia, cred. Să știți că, nu știu dacă e cazul chiar ăsta, Panselelor numărul 5, avem mai multe solicitări de genul. Avem nucul pe hotar, vecinul din stânga vrea să-l taie sau să-l toaleteze, vecinul din dreapta nu vrea. Și acolo unde nu există înțelegere între vecini, nu intervenim. Pentru că noi am venit, în unele cazuri am toaletat copacii ăștia, la nuc avem o problemă, nu-l putem tăia pentru că e legea nucului și ea are niște reglementări, dar măcar toaletăm acei craci care pun în pericol locuințele. Rugămintea noastră este să ne înțelegem cu toți atunci când mergem în teren, pentru că unul zice da, altul zice nu. Și cam în situația asta suntem... Cred că în situația asta suntem și pe... Da, în situația asta suntem pe Panselelor. Ca atare, cei doi vecini să pună de comun acord, vin împreună la noi, am făcut o intervenție să-i mulțumim pe... Da, avem situații. Cineva îmi spune și-a zis că Marta putem să... A văzut când se făcea curățenie și îmi făcea așa, aruncă bunul în canalizare. Știți că am avut o discuție că s-a desigur ce prin canalizare să-mi fundă așa. Și m-au zis, am un nume și pe nume, și oricând mă chemar. Cu mare drag aș vrea să ne dați toate datele astea, pentru că... Sunt un apostol. Noi... Apostolul a văzut când s-a aruncat mizerie. Dau fășul, da, astea sunt lucruri regretabile. Noi intervenim să curățim canalizările, că se înfundă cu diverse. Da, e foarte bine o să noteze domnul viceprimar și vedem. Ce cineva că ar trebui ditanjat acolo la școala 12, că
Eu la școala Boiște, la, și șanțură, la școala Boiște este, da. Nu, nu e așa, nu. La școala Boiște avem următoarea situație, mai exact nu la școala Boiște, ci în spatele spațiului comercial. Este vorba de canalizarea veche, care vine de undeva de pe strada Dumbravei și mai mulți cetățeni sunt încă racordați la canalizarea veche. Canalizarea veche trecea pe sub strada Chimiei și dădeam fosta, ce era acolo, stație de tratare. Acea stație e închisă. Conducta este plină de dejecții și refulează în spatele magazinului de pe strada Chimiei, colț cu Dumbrave. Rugămintea mea este în felul următor. Toți cetățenii care sunt adiacenți cu strada Teiului sau cu strada Dumbravei să se racordeze la canalizarea nouă. La canalizarea nouă sunt foarte, foarte puțini cetățeni racordați și încă folosesc canalizarea veche care este înfundată. Din cauza asta refulează în zona șanțului de pe Dumbravei, da? Colț cu Chimiei. Pe strada Chimiei, ce ține de partea de racord la canalizarea nouă a școlii 2, aia nu cred că sunt probleme. Dar probleme, v-am spus, din cauza că o parte din cetățenii din strada Dumbravei și Teiului sunt încă racordați la conducta veche. O conductă veche de 800 în diametru, care e înfundată și refulează în zona respectivă. Acolo de vitanja nu. Aia trebuie clar. E anulată, nu mai are nicio. Iar cetățenii se racordeze la canalizarea nouă. Sunt niște agenții economici, pe partea este Izvorul Negru, pe partea dreaptă tehnică a Uzului, la brat, după poate, drumul ăla, și noi despre Izvorul Negru. Se circulă pe acolo cu camioane și așa, în zona aia, în spate, la brat, pe partea e foarte drumul. A fost, din câte îmi amintesc eu, când am mai făcut acolo, era și moale, a fost ceva lungă gust. Și au făcut probabil niște găuri mari de acolo, trebuie un pic. Noi intervenim. Poate circula. Cred că am intrat cu autogredul, nu știu și anul ăsta, oare n-am intervenit. Camioane cu Bușteani, Vizorul Negru. Poți să ne uităm să intervenim, dar ca element de noutate, în foarte scurt timp, exact pe traseul respectiv, va fi săpată un șanț mare, va fi trasă o nouă conductă de aducțiune de la baraja Apă Brută la Cărăboaia. Și exact pe acolo este traseul, va veni de la Pod Bratu, traversează pe partea dreaptă și până undeva și o să iese pe Luncă, pe strada Valea Uzului, până la capăt unde este asfaltat Valea Uzului și va intra pe șantier. Da, deci voi solicita chiar constructorului dacă a început să vină și să remedieze și partea. Deci atunci 100% după aia se rezolvă. Sigur, sigur, sigur. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări? Alte solicitări? Dacă nu, mulțumim pentru prezență. Declar ședința închisă.